Astăzi vom vorbi despre frica de anestezie, o idee întipărită foarte, foarte bine în popor și care avea temei acum mult timp, când tehnologia actuală și prezentă astăzi nu era atunci disponibilă la nivel mondial. Și lucrurile erau mai puțin stabilite prin ghiduri, protocoale și tot felul de congrese la care acum se merge constant și lucrurile se pun la punct. Momentan, frica de anestezie ar trebui să fie abolită din punctul meu de vedere. Lucrurile nu ar trebui să ne mai fie frică de anestezie. Tehnologia ne-a ajutat și avem monitoare și senzori pentru orice funcție vitală a pacientului. Dispozitivele medicale pe care le folosim au evoluat în timp, iar dimensiunile acelor pentru anestezie spinală, de exemplu, sunt acum undeva la un diametru de sub 0,5 mm, ceea ce face ca siguranța pacientului nostru să fie bine susținută de noi și să fie evident întotdeauna pe primul loc.